Din România vrea să aibă copii, dar nu reușește din cauza problemelor de infertilitate. Conform Organizației Națiunilor Unite, România este țara cu cea mai mare scădere demografică din lume. Conform studiilor, țara noastră va avea peste 32 de ani o populație de 14,3 milioane de locuitori față de 19,6 milioane cât aveam în 2017. Asociația de Reproducere Umană din România, într-un studiu recent, susține că aproape 17% din cuplurile din România se confruntă cu probleme de infertilitate. Peste 10% dintre cupluri au încercat mai bine de 5 ani să devină părinți, iar dintre cei care așteaptă acum un copil, 10% au apelat la fertilizare in vitro.